Vreți să știți cum vă puteți chiar din această seară să începeți să vă schimbați nivelul de energie, să-l îmbunătățiți? Da! No. Facem un felul următor. Bateți palma stânga și dreapta dacă aveți cu cine și spuneți, vrem energie. N-ai cum. Hai să ne setăm intenția. E ca și cum spui, vreau să fiu noar. Nu, vreau energie. Mai încercăm o dată? Nu mă mai cer după aia. Și? Vreau energie. Ok, mulțumesc. Faptul că recomand obiceiuri mă face să fiu foarte încrezător. Bă, da, știu că lucrul respectiv produce rezultatul respectiv dacă este făcut constant pe o anumită perioadă. Numele meu este Dorobăț Doru, sunt fondatorul Centrului de Slăbiți, primul în Orăștie, următorul mișcării fitness urban în România și autorul a două cărți, Slăbește, Trăiește viața pe care o meriți și Schimbare prin mișcare. Hai să vă spun o mică poveste. Așa cum am auzit-o și eu la un moment dat și mi-a rămas în minte, legat despre modul în care preluăm informațiile unii de la ceilalți fără să le verificăm și le luăm drept adevăruri absolute. Și că era un domn, avea o soție și soția aia, când îi prăjea în tigaie pulpele, le tăia în două, partea superioară și partea inferioară și așa le făcea de fiecare dată. La un moment dat a întrebat-o, iubita, soția, dar zi-mi și mie, de ce tai pulpele în două, fă-mi-le și mie întregi, pune-mi-le așa că-mi plac. Nu, pentru că așa făcea și mama și așa este corect. A mai trecut ceva timp, se găsește cu mama soacră și o întreabă, mamă soacră, uite, știi, soția, de fiecare dată când îi spun să-mi facă pulpele alea într-un fel, mi le taie în două și îmi spune pentru că așa a văzut la dumneavoastră și așa este corect. Doamna îi spune, păi așa am văzut și eu la mama, că le taie în două, așa se fac pulpele, așa e corect. La o reuniune de familie, la un moment dat, apare și cea mai bătrână membra familiei, bunica soției, și bineînțeles asta foarte curios, se duce la ea și o întreabă, doamnă, uitați, îi povestește toată întâmplarea și îi spune, pulpele mi le taie în două, mi-a spus toată, mama soacră mi-a spus că am învățat la dumneavoastră și că așa se fac corect. Spuneți-mi și mie, doamnă, care e motivul pentru care dumneavoastră tăiați pulpele alea în două și este corect, pentru că nu-mi dau seama. E că la mine acasă părinții făceau pulpele întregi, așa m-am obișnuit la mama și la care bătrâna îi răspunde. Nu așa e corect, dar eu aveam cratița prea mică și nu încăpeau întregi. Ce scot în evidență este că noi preluăm unii de la ceilalți, pentru că noi vedem ca o autoritate, preluăm acele informații ca fiind adevăruri absolute. Când vorbim de slăbit, diete, programe, în special de pierdere în greutate, preluăm tot felul de adevăruri de prin cărți, în mod special, pentru că noi nu avem propriile noastre laboratoare, propriile noastre în care să analizăm dacă într-adevăr așa este cum se spune acolo. Probabil că studiile care sunt făcute sunt majoritatea dintre ele, hai să nu spunem măsluite, dar sunt făcute să scoată în evidență ce își dorește producătorul sau ce își dorește, nu știu, sau ce este în trend la momentul respectiv, da? Pentru că toate în spate au un substrat, vânzările. Ei, noi preluăm aceste informații din cărți, din prin acele studii și spunem, băi, așa trebuie, ăsta este adevărul, nu combine ala cu ala, nu face aia cu aia, dacă face aia nu știu ce se întâmplă. De exemplu, vreau să scot în evidență o grămadă de informații care se bat cap în cap. De exemplu, dacă citești 10 cărți despre nutriție, toți, doctori, profesori, ce vrei, inclusiv de la noi din România am citit o carte a unui autor care este domnul autorul respectiv în Academia, nu știu care, a oameni, deci o autoritate, o somitate la noi, găsești informații care se bat cap în cap. Deci te duce în derută, nu mai știi ce, cum și e corect. De asta de fiecare dată eu spun când dau anumite informații, spun că așa spun experții. Îi citești și eu pe ei, dar nu pentru că ar fi într-adevăr un adevăr absolut. De aceasta, eu am la un moment dat, după ce foarte mult timp am preluat aceste informații, le-am dat mai departe, am extras exact ce anume cred eu că funcționează, ce anume am văzut că mi-aduce rezultate. O întrebare. Cine a făcut azi dimineață exerciții? Ok. Cine a făcut exerciții fizice? Cine și-a propus în 2017 să înceapă un program de exerciții fizice?
Cine aș început? Vreau să încep cu un concept care mi se pare esențial, este un principiu de viață pentru mine, un principiu de business în afacerea mea. Și apropo, dacă plecați de la seminarul de astăzi și uitați cele 5 metode pentru a crește firma și țineți minte doar acest punct, pentru mine timpul a fost americat investit cu voi și cred că și voi o să spuneți același lucru. Este vorba despre linia vieții. Se spune că în viață există o linie și noi putem să fim peste linie sau sub linie. Niciodată nu ești pe linie, ori ești peste, ori ești sub. Și atenție, nu mă refer din punct de vedere financiar, dacă ești peste sau sub linie. Sub linie sunt 3 categorii în care ne putem afla. Prima categorie, notați acolo, este atunci când găsim vinovați pentru lucrurile care merg prost în viața noastră. Când ceva nu merge bine, ne căutăm cine-i de vină. Și cine-i de vină de obicei când lucrurile merg prost în viața noastră? E, noi. Ai văzut tu pe cineva care a ieșit în piață universității și a strigat jos noi? Nu, noi suntem de vină. Cine-i de vină? Alții, dar ziceți-le pe nume. Cine? Președintele, politicienii, șeful, guvernul, școala. Sunteți cu soțul? Soțul sau soția, familia în general, așa, mai cine? Haideți că începem să atingem niște categorii. Politicien, părinți, educație, școală, profesori, mai cine? Sistemul. Corupția, ANAF-ul, controlele, sistemul și așa mai departe, mai ce? Binomul. Ce anume? Binomul. Binomul? Binomul, seride. Seride, nea, exact, controlele. Mai cine? Soarta. Sau soacra. Dumnezeu, vremea. Toată lumea devine mai puțin? Dar când facem acest lucru, suntem sub linie. O să vedeți în acest fel de persoane sunt sub linie. A doua categorie în care ne aflăm sub linie e când găsim scuze pentru lucrurile care merg prost în viața noastră. Scuze că am întârziat, era trafic. Dar știu că undeva n-aveți problema asta, că n-aveți trafic. Scuze că n-am trimis ofertă la timp, a intervenit ceva. Scuze că n-am ajuns la întâlnire, a trebuit să fac ceva. Îmi spunea unul dintre organizatorii lor, a fost persoane care au cumpărat biletul la conferință și nu au venit. Oare ce scuză o fi avut? Și spuneam, stai liniștit că eu am clienți care cumpără programul de 1000 de euro online și nu se uită la el. Și eu sunam după lună, nu mă supărat, ați cumpărat un program de 1000 de euro, n-avem bine să mă uitați. Ba da, am fost ocupat. Oh. Prima mea schimbare pe care am făcut-o și vă recomand să o faceți începând în această seară. Dar mai întâi am să intru așa într-o picanterie, pentru că o să vedeți că și noi ăștia care vorbim, de obicei nu prea facem de fiecare dată același lucru și plătim același preț. În urmă cu 2 săptămâni am fost la Predeal la un bootcamp de pregătire în care am învățat cum să-ți corectezi postura, am mers și era doar pentru antrenori în țară și am zis, wow, cum să fie ăștia buni, adică nivel de fitness, care mai de care, mai bine lucrat. Și știam că avem un program 8 antrenamente. Era de vineri seara până duminică la 12 dura și trebuia să facem 8 antrenamente diferite. Și când mă dați mai presiune și concurență între noi acolo în breazul noastră, am zis trebuie să am un nivel de fitness foarte bun, trebuie să am energie, trebuie să le arăt că deși eu mă antrenez doar cu propria greutate, mă ridic la nivelul celorlalți care lucrează cu aparate foarte scumpe. Și... ok, și ce am făcut? M-am dus, țin minte, n-am respectat ora de somn, vineri, n-am stat cu celălalt la bârfă, am mâncat cină ușoară. În fine, dimineața la ora 6 am fost primul, apropo, la 6:30 aveam antrenamentul, la 6 deșteptarea și la 6:30 antrenamentul, la cabana Trei Braț, știe cineva? E un platou sus în Predeal, credeți-mă, era ceață și urât și... dar am avut energie și țin minte că am făcut față cu brio la toate antrenamentele pe care le-am avut în ziua respectivă. Apoi, sâmbătă seara, am ieșit cu, na, ultima seară acolo să socializăm, la restaurantul Miorița din Predeal, unde mâncare tradițională. Așa că dorul meu, uitându-se la toți ceilalți colegi, mi-a fost oarecum să mănânc ce mănânc de obicei. Și mi-am comandat așa un pui, jumătate de pui, la sticlă, nu? Sau la ceaun. A, dar voi nu știți cum este, nu? Ok, nici eu n-am știut până atunci că se face cu sticlă sau ceva de genul acesta. Jumătate de pui, cartofi prăjiți, pâine. Și până să ne aduc această mâncare, mi-a recomandat un prieten o piere neagră, lună, vanise, nefiltrată. Așa că eu, cina mea în acea seară a fost așa. O bere nefiltrată, a, și usturoi. Și uite, asta mi-a spus că am probleme cu fiera, da? Cu fiera, nu asta.
Și am mâncat puiul respectiv. Tati, te-am vorbeam cu tine la telefon. Cu tine vorbeam la telefon. Ții minte? M-ai întrebat ce mână? Ok, și am mai băut încă o bere nefiltrată. Asta nu a văzut ea. Ideea este în felul următor, că am fost singurul care a doua zi nu m-am ridicat din pat. Am avut yoga dimineața la 8, eu nu m-am ridicat și de-abia am ajuns la ora 11 să dau examinarea să pot merge mai departe, că era weekend. De ce vă spun toate acestea? Pentru a vă face, pentru că încă o dată mi s-a dovedit mie că trebuie să am grijă la masa de seară. Dacă vreți să aveți un nivel ridicat de energie ziua următoare, lucrul cel mai important, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le puteți face este să aveți grijă ce mâncați cu seara înainte. Ce vreau să vorbesc pe această masă este definiția unei afaceri și cum ajungem la definiția respectivă. Ce este o afacere pentru voi? Spuneți-vă rog, ce înseamnă o afacere? Afacere înseamnă riscuri și responsabilități. Interesant. Alte definiții care le aveți. Când fac bani din ceea ce îmi place. Sigur? Este cineva din sală care are o firmă din care face destul de mulți bani sau face bani și nu prea îi place neapărat ceea ce face. O persoană este. Deci se poate și să nu-ți placă. Și vă garantez că sunt. Apropo, Richard Branson are 80 de firme. Îi plac toate? Nu? Richard Branson îi place să fie antreprenor. Îi place să creeze. Interesant. Ce mai înseamnă afacere? Dar ideea e foarte faină. Hai să vedem alte definiții. Ce înseamnă afacere? O companie care funcționează fără tine. Păi am fost la cursurile mele. Ce mai înseamnă? Că nu-i suficient, da? E bine să funcționeze fără tine, nu-i suficient. Să formezi oameni în jurul tău. Să formezi oameni în jurul tău? Bun. Ce mai înseamnă o firmă? Să faci profit. Excelent. Ce mai înseamnă o firmă? Valoare. Schimb de valoare. Apropo, să știți că toți banii care circulă în lumea asta se reduc la acest singur, la valoare. Am făcut la un moment dat un exercițiu interesant. Vorbeam cu cineva care era frustrat de cât câștigă, câți bani câștigă și am zis, ok, te rog frumos să scrii pe o foaie jumătate un eseu despre frustrarea ta despre bani. Și-o scris așa vreo, nu știu, 7-8 rânduri despre frustrarea despre bani. Zic acum, scoți cuvântul bani și din fiecare loc unde ai scris bani, scrie valoare. Și propozițiile au aceeași însemnătate dacă scrii cuvântul bani cu cuvântul valoare. Gen, nu câștig suficienți bani. Nu câștigi suficientă valoare. Și de ce nu câștigi valoare? Pentru că nu oferi valoare. Am o provocare pentru dumneavoastră. Cei care veți ține o săptămână aceste trei obiceiuri, nu mai multe, și îmi dați un feedback pe adresa de mail sau la telefon sau pe site unde doriți dumneavoastră, promit că vă stau la dispoziție ca să vă puteți îmbunătăți și celelalte aspecte. Cât să crește și mai mult din punct de vedere a energiei. E promisiunea mea, dar vreau să-mi spuneți, să-mi dați un feedback de cum v-ați simțit aplicând cele trei obiceiuri. Ce înseamnă sistem? O să vă rog să scrieți cuvântul acesta sistem așa în jos, pentru că americanii fac acronime cu orice cuvânt posibil. Sistem vine de la următoarele cuvinte. Saving yourself, time, energy and money.